Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Tema pe care o discutăm astăzi este una extrem de delicată și este deosebit de important să înțelegem nucleul problemei, miezul chestiunii și consecințele poziției pe care o abordăm. Cooperarea deplină între Comisie și Parlament este esențială aici. Relațiile dintre Uniunea Europeană și China pe plan economic și politic sunt deosebit de importante pentru ambele părți, însă la fel de importantă este și competitivitatea economiei europene și a industriilor noastre. Vorbeam de cooperarea între Comisie și Parlament, pentru că numai Comisia, cu experiența lor, cu rezultatele studiilor de impact, numai Comisia poate oferi Parlamentului posibilitatea de a decide, într-adevăr, în cunoștință de cauză. Vrem să evităm o confruntare economică și comercială, un război de această natură cu China, însă în același timp este absolut esențial ca toate măsurile să fie gândite și puse în aplicare pentru a evita orice consecință dramatică asupra industriei și a locurilor de muncă din Europa. Asta înseamnă instrumente de protecție a comerțului. Mulțumim!